Un iancheu la curtea regelui Arthur. Continuare. Morgan Le Fay. Dacă te-ai putea bizui pe spusele cavalerilor rătăcitori, nu toate castelele erau locuri indicate pentru acele găzduire. De fapt, cavalerii rătăcitori nu erau oameni cărora să le dai crezare, dacă îi judecai după criteriile moderne ale veridicității. Dar dacă îi judecai după criteriile vremilor și îi gradai în consecință, puteai totuși afla adevărul. Procedeul era foarte simplu. Din orice afirmație a lor scădeai 97%. Restul indica fapte autentice. Odată făcută socoteala asta, rămânea limpede că era bine să afli câte ceva despre castel înainte de a suna la poartă. Vreau să spun, înainte de a striga la străjeri. Prin urmare, am fost tare bucuros când am zărit un călăreț făcând ultima cotitură a drumului care șerpuia lin dinspre castel. Pe când ne apropiam unul de altul, observai că purta un coif împănoșat și părea să aibă și îmbrăcămintea de oțel, dar peste ea mai purta ceva neobișnuit. O haină aproape pătrată și țeapănă ca o tunică de crainic. N-avoi încotro și zâmbi de propria mea uitare când mă apropiai și citi următoarele cuvinte scrise pe tunică. Săpunul de persimoni îl întrebuințează toate primadonele. Era una din micile mele idei și avea o seamă de scopuri sănătoase pentru a civiliza și înălța națiunea. În primul rând era o lovitură dată pe furiș, acestei năzdrăvane născociri, care este vagabondajul cavaleresc, lovitură de care nimeni nu-și dădea seama în afară de mine. Primisesem o seamă de cavaleri rătăcitori ca să bată drumurile pe cei mai curajoși de care putusem face rost. Fiecare făcut sandwich între cele două pancarde ce purtau câte o reclamă. În felul acesta socoteam că în curând, când vor fi destul de mulți, cavalerii aceștia vor reuși să pară caragioși în ochii oamenilor, iar mai târziu, oricare dobitoc îmbrăcat în oțel, chiar dacă nu va mai purta niciun afiș, va părea și mai caragios pentru că va fi demodat. În al doilea rând, acești misionari, fără a trezi vreo bănuială sau a pricinui vreo îngrijorare, aveau menirea de a introduce o curățenie temeinică în rândurile nobilimii și de acolo un popor. Firește dacă preoții nu se vor amesteca deloc în treburile astea. Această acțiune va submina și biserica, vreau să spun că s-ar face un pas înainte în direcția asta. Apoi vor urma educația și libertatea, iar biserica va începe să se năruie. Fiind convins că orice biserică de stat este o crimă de stat, un țarc pentru sclavii statului, nu aveam nicio remușcare, ba eram gata să atac biserica în orice fel și cu orice armă care putea izbi cu tărie. În tinerețea mea, în îndepărtatele secole care nu luaseră încă ființă în pântecele vremii, mai trăiau niște englezi bătrâni care își închipuiau că se născuseră într-o țară liberă. O țară liberă cu parascovenii de legi ca The Corporation Act, încă în vigoare, adevărate bariere puse în calea libertății omului și acte necinstite, susținând un anacronism înscăunat. Misionarii mei fuseseră învățați să pronunțe cu glas tare cuvintele aurite de pe pancarde. Poleala arătoasă fusese o idee strașnică și aș fi putut să-l fac și pe rege să poarte o pancardă cu reclame, de dragul acestei splendori barbare. Misionarii descifrau literele și apoi explicau lorților și nevestelor lor ce înseamnă săpunul. Iar dacă nobilii se speriau de săpun, trebuiau să-i convingă a-l încerca pe vreun câine. A doua sarcină a misionarului era de a-și aduna toată familia și de a încerca săpunul pe pielea lui. Nu trebuia să dea îndărât de la niciun fel de experiență, oricât de disperată, care putea convinge nobilimea că săpunul este ceva absolut nevătămător. Dacă totuși le mai rămânea nobililor o cât de mică fărâmă de îndoială, atunci misionarul trebuia să prindă un pusnic și să-l îmbăieze, că mișunau pusnici prin păduri și își ziceau sfinți, iar lumea le lua de bună. Erau nespus de cucernici, puneau la cale minuni și toată lumea îi admira plină de teamă. Dacă un pusnic reușea să supraviețuiască îmbăierii și nici asta nu îi putea să convingă pe vreun duce, atunci ducele trebuia lăsat în plata Domnului. De câte ori misionarii mei se întâlneau la drumul mare cu vreun cavaler rătăcitor, pe dată îl și spălau
iar când acesta își revenea în fire, îl puneau să jure că va lua și el o pancardă și va răspândi săpunul și civilizația pentru tot restul vieții sale. Așa se face că propagandiștii în această branșă se mulțeau treptat și reforma se răzbândea văzând cu ochii. Curând s-au simțit urmările acestea în fabrica mea. De unde la început nu aveam decât 2 oameni angajați la lucru, înainte de a pleca de acasă aveam 15 muncitori și fabrica lucra zi și noapte. Rezultatul duhnea în atmosferă, așa încât regele, mai că nu leșinea. Bietul de el îmi spunea, parcă înnăbușindu-se, că nu va mai putea îndura multă vreme starea asta de lucruri. Iar Sir Lancelot ajunsese într-un hal de umbla brambura pe acoperiș și în jura, deși îl prevenisem că sus îi va fi mult mai neprielnic decât oriunde altundeva. Dar el o ținea morțiș că îi trebuie neapărat aer și se văita mereu că, oricum, palatul nu-i locul cel mai potrivit pentru o fabrică de săpun. Mai declara că dacă i-o drăsni prin minte cuiva să înființeze vreună în casa lui, el, Sir Lancelot, a furisit să fie de nu-i o strânge de gât. Erau și în altele doamne de față, dar ce le păsa bărbaților? Ei ar fi înjurat și față de copii, dacă vântul ar fi bătut în partea aceea când lucra fabrica. Cavalerul misionar cu care mă întâlni se numea Lacot Maltail și ne spuse că acest castel este reședința surorii regelui Arthur, Morgan le Fay, soția regelui Uriens, monarhul unui ținut aproape tot atât de întins cât districtul Columbia, de pot sta în mijlocul regatului și a zvârli cu pietre în regatul vecin. Regii și regatele erau tot atât de numeroase în Britania precum fuseseră în Palestina în timpul lui Iosua, când oamenii erau nevoiți să doarmă cu genunchii la gură pentru că nu se puteau întinde fără a avea pașaport. Lacot era foarte amărât pentru că tocmai acolo suferise cel mai mare eșec din toată campania lui. Nu făcuse nicio brânză și doar încercase toate giumbușlucurile meseriei, chiar și spălatul unui pusnic. Dar pusnicul muri și aceasta era într-adevăr o mare nereușită, căci nătrăul acela urma să fie socotit mucenic și să capete un loc printre sfinții calendarului roman. Așa mi se jeluia bietul Sir Lacot Maltail și plângea pe rupte. Îmi sângera inima pentru dânsul, îmboldindu-mă să-l îmbărbătez și să-l alin. De aceea i-am zis: alungă-ți suferința, mândre cavaler, căci aceasta nu înseamnă înfrângere. Suntem deștepți. Și tu, și eu. Iar pentru cei deștepți nu există înfrângeri, ci numai victorii. Ia să vezi cum vom face din acest aparent dezastru o reclamă pe cinste. O reclamă pentru săpunul nostru. Și încă cea mai formidabilă care va fi fost vreodată. O reclamă care va transforma această înfrângere de la muntele Washington într-o victorie uriașă de la Matterhorn. Vom scrie pe pancarta ta: patronat de aleșii Domnului. Ce zici? Lucru de minune este. Nu voi tăcea, spune vernicia gândului luminăției tale. Trebuie să recunoască oricine că pentru o reclamă de un singur rând e ceva strașnic. Și astfel se risipiră necazurile bietului colportor. Acesta era un tip cutezător și făcuse multe vitejii pe vremea lui. Dar faima cea mai mare și-o câștigase în urma peripețiilor unei călătorii, tot ca asta pe care o făceam eu acum. Călătorise odată cu o jupâniță, maledisant, bună de gură ca și Sandy, deși în alt fel, căci din gura ei ieșeau numai batjocuri și insulte, pe când muzica Alisandrei era ceva mai plăcută. Povestea lui o cunoșteam bine, așa că am știut cum să tălmăcesc mila ce eu vedeam pe față când și-a luat rămas bun de la mine. El bănuia că duceam o viață și mai amărâtă. Pe când mergeam călare, Sandy și cu mine am discutat despre dânsul și ea mi-a spus că ghinionul lui Lacot începuse odată cu plecarea la drum. Bufonul regelui îl dăduse de pământ din prima zi și în asemenea cazuri era obiceiul ca fata să treacă de partea învingătorului, dar demoazela Maledisant nu făcuse. Ba, ceva mai mult, ea se ținuse mai departe de capul lui după toate înfrângerile suferite. Dar, întreba eu, dacă învingătorul nu vrea să-și primească prada? I-am spus că așa ceva nu se putea întâmpla. El n-avea încotro, trebuia să fie de acord. Nu putea renunța la ea, căci ar fi însemnat o încălcare a datinelor. Asta mi-o notai.
Dacă bâzâitul Alexandrei va deveni vreodată prea plictisitor, mă voi lăsa bătut de vreun cavaler cu speranța că ea se va duce la dânsul. În acest timp am fost iscodiți de către străjile de pe zidurile castelului și, după parlamentări, primiți înăuntru. N-am nimic plăcut de povestit despre această vizită, care totuși n-a fost o decepție, căci o cunoșteam din auzite pe doamna Lufay și nu mă așteptam la nimic bun. Era foarte temută în întreg ținutul, pentru că îi făcuse pe toți să creadă că e mare vrăjitoare. Toate purtările erau mărșave și toate pornirile drăcești. Era cuprinsă până în măduva oaselor de o răutate fără leac. Tot trecutul îi era pătat cu crime, iar printre aceste crime asasinatul era ceva obișnuit. Muream de curiozitate să o văd. Eram tot atât de curios cât aș fi fost să-l văd pe Skaraotsky. Spre uimirea mea, doamna era tare frumoasă. Gândurile crunte nu reușiseră să-i zbârcească pielea catiferată ori să-i vestejească prospețimea de floare. Ar fi putut lesne trece nepoata bătrânului Guriens și putea fi luată ca o soră a fiului ei. Abia trecusem de porțile castelului că Lufay porunci să fim aduși în fața ei. Se aflau acolo și regele Guriens, un bătrân cu un chip blajin și privire resemnată, și fiul lor, Sir Uwain le Blachemains, care, bineînțeles, mă interesa și din cauza basmului că dăduse odată o bătălie cu 30 de cavaleri și din cauza acelei călătorii pe care o făcuse împreună cu Sir Gawain și Sir Marhaus, povești cu care îmbrăpise atâta timp din viață Sandy. Dar ea, Morgan, era atracția principală, personalitatea de vază acolo. Era clar ca lumina zilei că ea era capul familiei. Ne pofti să ședem și începu cu tot soiul de drăgălașe, grații și grațiozită să-mi pună întrebări. Vai mie, ascultând-o vorbind, mi se părea că aud cântecul unei păsărele sau al unui flaut sau ceva asemănător. Mă bătea gândul că femeia asta trebuie să fi fost tare calomniată și prâfită. Ciripea și ciripea într-una când, deodată, un paș frumos îmbrăcat în straie multicolore ca un curcubeu și mișcându-se cu ușurința și unduirea unui val, se ivi, aducând ceva pe o tavă de aur. Îngenunchind în fața stăpânei pentru a-i prezenta tipsia, el își exagera mlădioșenia și grațiile, își pierdu echilibrul și alunecă ușor pe genunchii ei. Ea îl străpunse cu un pumnal, cu aceeași naturalețe cu care altcineva ar fi ucis un șoarece. Bietul copil se prăvăli la pământ, își închirci brațele și picioarele înveșmântate în alt plazuri, într-o singură și supremă zvârcolire pricinuită de durere, și muri. Bătrânul rege scoase, fără voie, un oftat de milă, dar privirea cu care îl străpunse regina îi lua piuitul și îi tăie dorința de a mai ofta a doua oară. La un semn al mamei sale, Sir Uwain se duse în anticameră și chemă câțiva slujitori, pe când înalta doamnă își continua ciripitul drăgălaș. Mi-am dat seama că este bună gospodină, căci, pe când vorbea, trăgea cu ochiul la slujitori să-i observe ca nu cumva să facă vreo boroboață, apucând și cărând leșul afară. Când se întoarseră cu niște prosoape curate, ea îi trimise să aducă altele, de celălalt fel, iar când isprăviră să șteargă pe jos și voiau să iasă, ea le arătă o pată roșie, cât lacrima de mică, pe care ochii lor mai puțin ageri nu observaseră. Era vădit că la Cot Maltail nu reușise să o vadă pe stăpâna casei. Adesea un fapt negrăit îți tălmăcește ceva într-un mod mai deslușit și mai tare decât orice limbă. Morgan Le Fay merița vorbele într-una cu aceeași muzicalitate. Minunată femeie! Și ce privire avea! Când o arunca mustrător slujitorilor, i-a apucat remuriciul și se făceau mici de tot, ca niște oameni sperioși când scapără fulgerul din nori. Așa se întâmpla și cu bietul bătrân Brer Uriens, care mereu o nimerea cu oiștea în gard. Nici nu își întorcea ea bine fața înspre dânsul, că el și tresărea. În toiul conversației mi-a scăpat un cuvânt măgulitor pentru regele Arthur, uitând pentru un moment cât de mult își urea fratele muierea asta. Cuvântul acela măgulitor fu de ajuns ca ea să se mânie ca o furtună și să cheme garda poruncind. A zvârliveți pe acești nemernici în temniță! Cuvintele acestea mă înghețară, căci temnițele ei erau faimoase. Îmi pierise piuitul. Nu știam ce să fac. Dar
Lucrurile nu stăteau la fel și cu Alessandra. Când oșteanul puse mâna pe mine, ea ridică glasul și, cu cea mai liniștită încredere în sine, zise: "E prea curatele râne ale domnului nostru! Au cu te să-ți chem pieirea smintită! Acesta este șeful cel mare!" Vai, ce idee fericită! Și ce simplă! Și uite că mie nu mi-ar fi trecut prin cap. Se vede că sunt modest din născare. Nu chiar totdeauna, dar măcar în anumite cazuri. Și acesta era unul din ele. Efectul produs asupra înaltei doamne a fost ca o scuturătură electrică. Îi lumină iarăși chipul, îi readuse zâmbetul pe buze și toate stăruitoarele-i grații și lingușiri. Totuși, n-a fost în stare să-și ascundă pe deplin frica-i cumplită. Ea zise: "Rogu-te, dă crezare slugii tale, că iaste fără de cale și fără de cuvință, ca o făptură dăruită cu puteri ca mine, să zică cele zise de mine celuia care doborâta pe Merlin, fără numai înșagă. Cu vrăjite mele, poruncit am venirea ta și te-am știut de îndată ce ai pășit aici. Am șuguit cu nădejdea de a te nevoi spre desfășurarea iscuseniei, neîndoindu-mă că vei lovi străjile cu foc tainic, prefăcându-le de grab în cenușă, fapte preste puterile mele, așteptându-le cu poftă ca de cocon să le văd împlinindu-se." Oștenii erau însă mai puțin curioși și își luară tălpășița îndată ce li se îngădui. Capitolul 17. Un ospăț regesc. Madame Morgan Le Fay, regina, văzând că nu-i port pică și că, din contra, sunt un om pașnic, nu mai avea nicio îndoială că mă dusese de nas cu scuzele ei. De aceea îi pieri orice frică. Ba, nu trecu mult și începu să ardă de nerăbdare ca să-mi facă o nouă demonstrație, ucigând pe cineva. Totuși, spre ușurarea mea, tocmai atunci a fost luată de la gândurile astea, fiind poftită la rugăciune. Trebuie să recunosc că așa tirani, asasini, crăpăreți și putreți de moralitate cum erau, nobilii se arătau evlavioși până în fundul inimii, chiar până la extaz. Nici în ruptul capului ei nu ar fi renunțat la îndeplinirea regulată și plină de smerenie a îndatoririlor poruncite de biserică. Nu odată am văzut câte un nobil, prinzându-și vrăjmașul la strâmtoare și oprindu-se să-și facă rugăciunea înainte de a-i tăia capul, și nu odată am văzut pe alți nobili care, după ce își pândeau vrăjmașii și îi trimiseră pe lumea cealaltă, se retrăgeau în capela cea mai apropiată și, cu evlavie, își aduceau prin osul, fără a mai aștepta măcar să jefuiască leșurile. Ceva mai iscusit și mai înduieșător nu puteai găsi nici chiar în biografia lui Benvenuto Cellini, acel sfânt necioplit, care a trăit cu 10 secole mai târziu. Toți nobilii din Britania asistau zilnic împreună cu familiile la slujba de utrenie și vecernie în capela lor proprie. În afară de astea, până și cei mai păcătoși dintre ei făceau rugăciuni la oaltă cu toată familia de 5-6 ori pe zi. Meritul acesta se datora pe de-a întregul bisericii și, deși nu eram prietenul ei, trebuie să îl recunosc. Și adesea, fără voie, mă pomeneam zicând: "Ce s-ar face țara asta fără de biserică?" După rugăciune, luarăm cina în sala cea mare pentru banchete, luminată cu sute de opaițe cu ulei. Totul era atât de frumos și de încântător și de o splendoare barbară, potrivit după rangul regesc al gazdelor. La capătul sării, pe un postament, se afla masa regelui, reginei și a fiului lor, principele Uyane. De la ea încolo se întindea masa comună, așezată pe pardoseală. La locurile de cinste, în preajma solniței, ședeau oaspeții cei nobili și membrii cei mai vârstnici din familiile acestora, bărbați și femei, de fapt curtea propriu-zisă, alcătuită din 61 de persoane. Iar, dincolo de solniță, ședeau demnitarii mai puțin însemnați ai curții și subalternii lor mai de frunte. La oaltă erau vreo 118 persoane așezate la masă și cam tot atâția servitori în livrele, stând în spatele scaunelor lor, ori slujind într-un fel sau altul. Strașnic spectacol. Într-o galerie, o orchestră, alcătuită din țambale, cornuri, harfe și alte orori, deschise saiafetul cu ceva ce părea a fi prima versiune, fără cap și coadă,
sau năstrușnica schimonosire a bocetului, cunoscut cu secole mai târziu sub titlul Adio și nu am cuvinte. Cântecul era pe atunci o noutate, dar ar fi trebuit să fi fost repetat nițeluș mai mult. În sfârșit, oricare ar fi fost pricina, după cină, regina a poruncit să-l spânzure pe compozitor. După această muzică, preotul, care stătea în dărătul mesei regești, rosti o aleasă și lungă rugăciune într-o latinească pompoasă. Apoi, batalionul de slujitori o zbughiră de la locurile lor și se repeziră care încotro, alergând, zburând, aducând și cărând tăvi și marele ospăț începu. Nu se mai auzea nicio vorbă și fiecare era cufundat în lucrul său. Șiruri de boturi se deschideau și se închideau într-un grandios unison și zgomotul pricenuit era asemeni duduitului surd al unei mașinării subterane. Măcelul continuă un ceas și jumătate și nici nu-ți pot închipui ce cantitate de alimente s-a devorat. Din felul de mâncare principal, un mistreț uriaș, care fusese prezentat atât de fastuos și grandios când s-au pornit pe înfulecate, nu mai rămăsese decât vaga umbra unei garnituri de oase. Și asta era grăitor pentru ceea ce se întâmpla cu toate celelalte feluri de mâncare. Odată cu prăjiturile și cu celelalte bunătăți, începură și băutura cea zdravănă și sporovoiala. Vadră după vadră de vin și hidromel se topiră în fața ochilor și cu toții se simțeau mai în largul lor, apoi mai fericiți. După aceea îi cuprinse o veselie cu năbădăi, atât pe bărbați cât și pe femei, și curând toți deveniră foarte gălăgioși. Bărbații spuneau snoave de ochiate, dar nimeni nu roșea, deși ți era rușine să le auzi, iar când ajungeau la tâlcul de la urma snoavei, toată șleachta izbucnea ca în niște nechezături de cai de se cutremura fortăreața. La rândul lor, castelanele nu se lăsară mai prejos în fața acestei amabilități, povestind și ele mici cancanuri, care, mai că ar fi făcut pe regina Margareta a Navarei sau chiar pe Marea Elisabeta, regina Angliei, să-și ascundă fața în batistă. Dar acolo nimeni nu și-o ascundea, ci se mulțumea să râdă cu poftă. Ba, aș putea spune că toți urlau de-a binelea. În destul de multe din poveștile alea deșănțate, preoții erau ținta batjocurii, dar capelanul castelului nu se sinchisea câtuși de puțin, ci râdea împreună cu ceilalți, ba, ceva mai mult. La cererea generală, el îi arsese un cântec la fel de picant ca și celelalte care fuseseră cântate în seara aceea. Pe la miezul nopții, toți erau obosiți de atâta chef și râs și, fără excepție, beți. Unii aveau o beție plângăreață, alții una duioasă. Unii erau caragioși, alții puși pe gâlceavă, iar alții ajunseseră beți criță sub masă. Dintre castelane, cel mai urât spectacol îl oferea o prea frumoasă și tânără ducesă, care se afla chiar în noaptea nunții. Și adevărat că ea însăși alcătuia un spectacol pitoresc, zău că nu vă mint. În halul în care era, ar fi putut servi cu anticipație ca model pentru portretul celei mai tinere fiice a regentului de Orleans, la faimosul ospăț de unde a fost luată și dusă, beată turtă și înjurând, trept în pat, în zilele de predicțiune și de jale ale vechiului regim. Deodată, chiar în clipa în care preotul își ridicase brațele și toate capetele mai puțin mahmure se plecaseră în smerita așteptarea binecuvântării, se ivi sub arcada ușii îndepărtate de la capătul sălii o doamnă bătrână și gârbovită, cu părul alb, sprijinindu-se într-un toiag. Ea își ridică toiagul și, arătând spre regină, strigă: "Blestemul și urgia Domnului să cadă asupra capului tău, femeie fără milă, care mi-ai ucis nevinovat nepotul, iar în inima îmbătrână, care alt copil, au prieten, au sălaș, nu avea prelumea asta, fără de el, jale-ai pogorât." Fiecare își făcu cruce înfricoșat, căci blestemul însemna un lucru groaznic pentru oamenii aceia. Dar regina se ridică măreață, cu privirile ucegătoare în ochi, și a zvârli, drept răspuns, acest ordin fără apel: "Puneți mâna pe ea, duceți-o la rug." Oștenii își părăsiseră locurile pentru a îndeplini porunca. Ce lucru înjositor, ce cruzime nemaipomenită mi-a fost dat să văd. Dar ce se putea face? Sandy îmi aruncă o privire, bănui că are o nouă inspirație. Îi zisei: "Fă cum crezi că e mai bine."
Numai decât ea se ridică și se uită spre regină. Arătându-mă reginei, îi zise: Măria ta, șeful a zis că nu se poate. Ia-ți îndărăt porunca și al mintea să nu faci, că el va nimici castelul și toate, de toate se vor spulbera așișderea nestătătoarelor făpturi din vis. Bat, o să o bată pe Sandy. Ce clauze nebunești mai punea și ea în contract. Ce mă fac dacă regina... De unde mă băgase în sperieți, totul se liniști, căci regina, muindu-se dintr-o dată, nu se mai opuse cât uși de puțin. Cu un semn, se dezise și se prăbuși în jilț. Nici n-apucase să se așeze mai ca lumea, că își veni în fire și la fel își reveniră mulți dintre ceilalți. Adunătura se ridică și, dând dracului orice etichetă, o zbughiră cu toți spre ușă, claie peste grămadă, răsturnând scaunele, spărgând farfuriile, îmbrâncindu-se, ghiontindu-se, dând din coate și îmbulzindu-se, făcând orice, numai să iasă afară, înainte ca eu să-mi schimb cumva gândul și dintr-o țuflare să zbor castelul în golul cel întunecat și nesfârșit al văzduhului. Măi, 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 ce liotă superstițioasă! Nici că-ți poți închipui oameni mai superstițioși. Biata regină era atât de înspăimântată și de umilită, încât îi fu frică să-l mai spânzure pe compozitor fără să-mi ceară sfatul. Era milă de dânsa. De fapt, oricui ar fi fost milă, căci o vedeai suferind cu adevărat. Așa că n-am vrut să fac ceva necugetat și să merg până la absurd. Am chipzuit cum se cuvenea lucrurile și până la urmă am poruncit ca muzicanții să mai cânte odată adio și n-am cuvinte. Ei au împlinit pe dată porunca. Am constatat că într-adevăr regina avea dreptate și i-am dat voie să spânzure întreaga orchestră. Această îndulcire a asprimii mele a avut bun efect asupra reginei. Să nu uităm că un bărbat de stat n-are nimic de câștigat dacă își exercită puterea cu o mână de fier în orice ocazie, căci, procedând în modul acesta arbitrar, el rănește mândria îndreptățită a supușilor și riscă să-și micșoreze puterea ce o are. Așa că mi-am zis, treacă de la mine câte un hatâr, că nu s-o probădi lumea. Iată cea mai înțeleaptă politică. Acum că regina era iarăși în apele ei, mai bine zis în vinurile ei, mai maică se simțea mulțumită. Băutura îi se urcă la cap și îi dădea ghes numărul 1. Își dăduse drumul la muzicuță, adică la clopoțelul de argint al glășciorului ei, pe când eu îmi ziceam, ținte bine că mare palăvrăgioaică mai e regina. Nu-mi ședea bine să spun că se făcuse târziu, cu toate că mă simțeam tare obosit și picam de somn. Îmi pare rău că nu mă dusesem la culcare când avusesem prilejul. Acum trebuia să înghit că nu aveam încotro. Și ea tot îndruca la verzi și uscate, în tăcerea adâncă a castelului adormit, prielnică stafiilor. Deodată se auzi, ca din străfundurile de sub noi, un sunet îndepărtat, aducând cu un strigăt înăbușit de agonie, care îmi zbârci pielea de pe mine. Regina se opri și ochii îi sclipiră de plăcere. Își înălță grațiosul căpșor, așa cum face mândra porumbiță când ascultă un zvon. Sunetul îl răzbi iarăși până la noi, prin tăcerea desăvârșită ce domnea acum. Ce e asta? Întreba eu. Un suflet cu adevărat încăpățânat și care le îndură mult și bine. Iaste mult de vreme de când... Ce iaste? Ce îndură? Casne. Poftește și vei vedea lucruri într-o veselire a inimii. Dacă nici acum nu-și va desfereca taina, vei vedea cum îl vor răpune în bucăți. Ce viclean și fățarnic drăgușor îmi era regina. Păstra o înfățișare atât de liniștită și senină, pe când mie mi se tăiaseră picioarele din milă pentru omul care suferea acolo. Conduși de străji înarmate și purtând torțe aprinse, am străbătut o seamă de coridoare prin care ne răsunau îndelung pașii. Am coborât pe scări de piatră umede, peste care picura apa din pereți. Totul mirosea a mucegai și a veacuri de noapte veșnică. Un drum înfiorător și apăsător, ce îmi părea nesfârșit și pe care nu-l făcea nici mai scurt și nici mai vesel vorbăria Augustei vrăjitoare, cu privire la cel pus la casne și la fără de legile lui. Fusese învinuit de către un denunțător anonim de a fi ucis un cerb de pe domeniile coroanei.
Îi zisei reginei. Nu prea este drept măria ta să te iei după denunțuri anonime. Mai drept ar fi dacă ai pune față în față pe acuzat cu acuzatorul. Nici nu am cugetat la aceasta, că de puțină însemnătate iaste. Dar chiar dacă aș fi vrut, nu s-ar fi putut, pentru că părătorul venit a noaptea, cu zăbralnic pe față, și a dat veste pădurarului și cât clipeala ochiului a plecat îndărât, așa că nici pădurarul nu știe după chip. Care va să zică necunoscutul ăla este singurul om care a văzut cum a fost ucis șerpul? Vai de mine! Nimeni nu a văzut omorul, dar necunoscutul a dat peste nemernicul acesta prin apropierea locului unde zăcea cerbul și cu vrednică și dreaptă credință i-a spus pădurarului. Care va să zică necunoscutul se afla și el lângă cerbul mort? Nu cumva l-a ucis chiar el? Zelul său de om devotat, dar cu mască, îmi pare nițeluș cam suspect. Dar ce urmărești măria ta prin chinuirea deținutului? Ce folos să-ți aduce? Alminter n-ar mărturisi și sufletul i s-ar duce în iad. Pravila îi cere viața pentru fără de legea săvârșită, iar eu port mare grijă să-și ia plata. Dacă l-aș lăsa să se pristăvească fără să-și pună păcatul într-o iertăciune, foarte mi-aș primejdui sufletul. Zic că aș fi smintită să mă pomenesc în focul genei de dragul lui. Dar, măria ta, dacă omul n-are ce mărturisi, fetea vom predată. Dacă îl pun la caste de moarte și el nu va mărturisi păcatul, se prea poate că, într-adevăr, nu are ce mărturisi. Iar domnia ta nu vei tăgădui că faptă bună e astea cazna lui, căci așa voi scăpa de afurisenia ce mă pândește din pricina unui nespovedit care nu are ce spune. Numai așa voi fi la adăpost de orice primeștie. Iată încăpățânata lipsă de judecată a vremurilor acelea. Zadarnic ai mai fi discutat cu dânsa, căci argumentele nu aveau nicio putere asupra unei educații împietrite prin tradiție. Argumentele i-ar fi schimbat educația tot atât de puțin cât valurile pot roade stâncile cele tari, ci educația ei nu se deosebea de acelorlalți. Cea mai ageră minte din toată țara n-ar fi fost în stare să vadă niciun cusur în cele ce susținea regina. Când pătrulseră în camera de tortură, apoi o priveliște pe care nu voi uita câte zile voi trăi, deși tare aș vrea să o uit. Un tânăr uriaș, de prin partea locului, să fie avut vreo 30 de ani, stătea culcat pe spate pe o scândură, având încheieturile de la mâini și picioare legate cu o frânghie răsucită la fiecare capăt de câte o roată. Palid ca moartea, trăsăturile îi încremeniseră în schimonoseala chinurilor și borboane de sudoare îi acopereau fruntea. De fiecare parte, câte un preot se apleca asupra lui, iar călăul stătea în preajmă. Străjerii erau la datorie. Facle fumegânde erau prinse în lăcașurile lor de-a lungul zidurilor. Într-un colț se ghemuise o viată făptură tânără cu fața chinuită de spaimă, cu o privire sălbatică și hăituită, purtând în poală un prunc adormit. Tocmai când treceam noi pragul, gâdele mai strânse puțin roata, ceea ce-l făcu pe deținut și pe femeie să scoată câte un urlet. Strigai în grabă și călăul slăbi strânsoarea, fără măcar să se uite la cel care strigase. Nu puteam să lasă continui grozăvia asta, m-ar fi ucis numai privind. Cerui reginei îngăduința de a goli încăperea și de a vorbi cu deținutul între patru ochi. În momentul în care ea era gata să se opună, îi șopti la ureche că nu șa de frumos să ne dăm în spectacol în fața slugilor și că țin să mi se facă voia, eu reprezentând pe regele Arthur și vorbind în numele său. Ea înțelese că trebuie să se supună, iar eu rugai să mă învestească îndată cu puterile cuvenite față de oamenii aceia și apoi să mă lase singur. Desigur că nu îi era plăcut, totuși, înghiți hapul, ba chiar merse mai departe decât îi cerusem. Eu dorisem doar să mă susțină cu autoritatea ei, dar când colo ea le spuse mai mult. Ascultare veți da poruncilor luminației sale și întru totul le veți împlini, că șeful iaste. De bună seamă că aceste cuvinte aveau ceva magic în ele. Le vedeai efectul după spaima care îi cuprinsese pe șobolanii ăia.
Straja reginei se alinie și ieși împreună cu regina și cu purtătorii de facle, stârnind, cu cadența pașilor ce se îndepărtau, ecourile boltitelor tuneluri. Dădui ordin ca deținutul să fie scos de la caznă și să fie culcat pe pat. Mai poruncii să-i se oblojească rănile și să-i se dea vin. Femeia se târâ până aproape de mine și mă privi cu niște ochi arsători, plini de recunoștință, dar speriați ca ai unei ființe care se teme să nu fie izgonită. Încercă pe furiș să atingă fruntea bărbatului, dar sări înapoi, de parcă aș fi fost întruchiparea groazei, când, fără să vreau, mă întorsei spre dânsa. Ți era mai mare mila să o vezi, îi zisei. Surat-o, dragă, mângâi el dacă ai chef. Fă tot ce-ți place și nu te gândi că-s și eu aici. Vai, privirea ei era tot atât de recunoscătoare ca aceea unui animal atunci când îi arăți o bunătate pe care o poate înțelege. Ea așeză copilul mai la o parte și își lipi numai decât obrazul de acela al bărbatului, dezmerdându-i părul și vărsând lacrimi de bucurie. Bărbatul își veni în fire și își mângâie soția cu privirea, căci atât a putea face. Îmi zisei că e momentul să-i dau afară din celulă pe toți ceilalți și asta am și făcut, rămânând numai eu și cu familia respectivă. Ei, fărtate, spune-mi și dumneata cum s-au petrecut lucrurile, căci versiunea celorlalți o cunosc. Bărbatul clătină din cap în semn de refuz, dar avui impresia că femeia era încântată de gândul meu. Continuai. Ai auzit de mine? Da, toată suflarea din regatul lui Arthur vă știe. Dacă ți-a ajuns la urechi faima că sunt drept și cinstit, de ce te mai temi să-mi vorbești? Femeia a izbucnit deodată. Ah, stăpâne bun și milostiv, rogu-te, înduplecă-l. Îți stă în putere dacă vrei. Vai și amar de el, cât a îndurat săracul. Și toate din pricina mea, numai a mea. Nu mai pot îndura nici eu. Pe deal aș mai bine muri de moarte grabnică și dulce. Nu mai pot, dragul meu, Hugo. Nu mai pot. I-am căzut la picioare, vânzolindu-se și băicărindu-se și rugându-mă pe toți sfinții. Ce-mi cerea? Moartea bărbatului? Nu prea mă înduram. Nu prea mă dumiream, dar Hugo întrerupse zicând. Pace ție. Nu știi ce ceri. Au vrei să las a pieri de foame ființa pe care o îndrăgesc, numai ca eu să dobândesc o moarte mai ușoară? Socotit am că mă cunoști mai bine. Zău, dacă mai pricep ceva, zise eu. E curat mister. Spuneți-mi despre ce... Prea slăvite, în cartea, dacă l-ai putea îndupleca. Iani socotește cât mă dor pre mine chinurile lui. O, săraca de mine. Iar el, iată, nu vrea să spună, nici să știe de blagoslovita mângâierea unei morți grabnice și dulci. Ce tot îndrugi acolo? O să plece de aici slobocită afăr, nici pomeneară să moară. Fața palidă a bărbatului se lumină, iar femeia se repezi la mine într-o explozie de bucurie ce mă surprinsese și îmi strigă. Scăpate primește ei aste! Va hălădui! Craiul grăiește prin gura slugii crăiești! Craiul Arthur, gură de aur! Îmi pare bine că măcar îmi dați crezare. De ce nu m-ați crezut adineori? Cine a pus cuvântul luminăției tale la îndoială? Nici eu, nici ea. Atunci, de ce n-ați vrut să-mi spuneți pățania voastră? Nu te făgăduiești luminăția ta, iar fără de asta nu-ți puteam spune. Aha, da, parcă nici acum nu înțeleg prea bine. Va să zic că ai îndurat toate caznele și ai refuzat să recunoști. Asta arată destul de limpede, până și unui prost, că nu aveai ce să recunoști. Eu, luminăția ta? Cum se poate? Dar eu am ucis cerbul. Dumneata, vai de mine în ce boroboață m-am băgat. Prea slăvite, l-am rugat în genunchi să se spovedească întru. Adevărat, lucrurile mi se par din ce în ce mai încurcate. De ce voiei să mărturisească? Ar fi murit de moarte grabnică și dulce, cruțat de caznele alea cumplite. Da, dumneata ai oarecare dreptate. Dar
Iată că el nu voia să moară repede și ușor. El? Dar cum să nu vrea? Atunci pentru ce dracu n-a mărturisit? Alelei, luminăția ta, dar cum puteam eu să-mi las soția și copilul fără pâine și fără adăpost? Aha, minunea minunilor. Acum înțeleg. Ai o inimă de aur. Legile vii trege confiscă avutul condamnaților și le lasă cerșetori, soția și copii. Înțeleg. Te puteau chinui de moarte, dar fără dovezi sau mărturisiri nu-ți puteau jefui soția și copilul. Le-ai ocrotit cu toată bărbăția. Iar tu, femeie și soție credincioasă ce ești, tu ai vrut să-i cruți chinurile preferând să mor de foame. Sunt uluit să văd de ce este în stare o ființă de sexul tău când e vorba de sacrificiu. Vă voi trimite pe amândoi în colonia mea. O să vă placă acolo. E o fabrică unde am să transform niște roboți istoviți și care bâșbuie prin viață în oameni adevărați. Capitolul 18. În temnițele reginei. Așadar, o scosei la capăt și trimisei acasă pe bietul om. Dar aș fi dorit să-l pun la cazne pe călău și asta nu pentru că era un slujitor care se căznea cu zel ca să căznească pe alții. Fii sigur că el nu-și îndeplinea așa de bine îndeletnicirea doar de florile mărului, ci ca să-i o plătesc pentru că torturase din plăcere pe tânăra femeie, aducându-o la disperare. O aflasem de la preoții care, din mărinimie, susțineau că gâdele trebuie pedepsit. Din când în când se petreceau și surprize neplăcute de soiul ăsta, adică întâmplări care dovedeau că nu toți preoții erau vicleni și egoiști, dar că mulți dintre ei, chiar marea majoritate a acelora care slujeau printre oamenii de rând, erau sinceri și inimoși, devotându-se alinării suferințelor și necazurilor omenești. Era ceva firesc, așa că nu mai bătui capul cu surpriza asta și, în orice caz, nu multă vreme. De felul meu, sunt un om care nu prea mă sinchisesc de lucrurile care nu se pot schimba. Surpriza însă nu-mi convenea, căci tocmai datorită unor astfel de fapte mărinimoase se păstrează buna înțelegere cu biserica oficială. Nici vorbă că trebuie să avem o religie. Cred însă că mai bine ca religia să fie îmbucătățită cam în vreo 40 de secte independente, astfel ca să se poată controla unele pe altele, așa cum fusese în Statele Unite pe vremea mea. Concentrarea puterii într-un singur aparat politic nu-i ceva bun, iar o biserică oficială nu-i decât un aparat politic. În acest scop a și fost inventată și, pentru asta, a fost înțărcată, dădăcită și păstrată. De aceea, ea este dușmana libertății omenești, iar binele pe care îl aduce ar fi mai mare dacă ar fi divizată și risipită. Asta nu era o lege și nici literă de Evanghelie. Era doar o părere, părerea mea, iar eu nu eram decât un om, unul singur. Căci părerea mea nu cântărea mai mult decât cea a papei, dar nici mai puțin la o adică. Cum necum, renunțai să-l mai pun la casne pe călău, dar nici nu puteam trece peste plângerile îndreptățite ale preoților. Omul trebuia pedepsit într-un fel, așa că îl retrogradai din slujba lui și îl numi dirijorul noii orchestre care urma să ia ființă. El se rugă de mine mult de tot, spunând că nu știe să cânte. O scuză plauzibilă, dar prea măruntă, căci în toată țara nu exista niciun muzicant care să aibă habar de muzică. Regina se simțea rejignită când află a doua zi că nu va dobândi nici viața și nici avutul lui Hugo. Dar o povățui să-și poată cu resemnare crucea, căci, deși potrivit legii și obiceiului pământului, ea avea dreptul atât la viața cât și la avutul omului. Existau totuși circumstanțe atenuante și de aceea, în numele regelui Arthur, eu îl iertasem. Cerbul îi pustiise ogorul și omul îl ucisese într-o izbucnire de furie, iar nu ca să tragă vreun folos. Îl dusese în pădurea coroanei, sperând că astfel răufăcătorul nu va fi descoperit. Furisită muiere! Nu putui să o fac să înțeleagă că un acces de furie este o circumstanță atenuantă în uciderea unui vânat sau a unui om. Așa că renunțai și o lăsai singură să-i treacă țâfna. Zădarnic crezusem că o voi face să mă înțeleagă dacă îi voi aminti că și accesul ei de furie, când cupajul, schimbase caracterul crimei. Crima! Exclamă ea. Ce cuvânt este acesta? Auzi, crimă!
Moare! Dar eu, plăti voi pentru el! Strigam degeaba orzul pe gâsca asta. Educația, educația este totul. Educația face pe om. Noi îi tot dăm cu natura, dar n-avem dreptate, deoarece așa ceva nu există. Ceea ce numim noi prin înșelătorul nume de natură este doar ereditatea și educația. Noi nu avem gânduri proprii și nici păreri proprii, care să fie, adică, ale noastre, căci ele ne sunt transmise, sunt vârâte în noi cu ajutorul educației. Tot ceea ce este original în noi, și deci în favoarea sau în defavoarea noastră, se reduce la un fir de nisip. Toate celelalte nu sunt decât atomi, la care au contribuit și pe care i-am moștenit de la un alai de strămoși, care se prelungește îndărât cu mii de milioane de ani, până la Adam, Babadam sau până la lăcuste sau maimuțe, din care specia noastră s-a dezvoltat atât de anevoios, fălos și nespornic. În ce mă privește, tot ce pot spune despre acest pelerinaj trist și istovitor, despre acest zbor înduioșător între două veșnicii, este că trebuie să încerc, aduce cu modestie o viață curată, înălțătoare și fără greșeli, și să păstrez în mine însumi atomul acela microscopic, care mi este cu adevărat euul. Restul ducă-se pe pustică, puțin în pasă. Bat-o s-o bată de regină. Avea mintea ageră și destulă, dar educația făcuse din trânsa o vacă încălțată. Bineînțeles, dacă o judecam din punctul de vedere al numeroaselor secole care au venit după ea, uciderea pașului nu însemna pentru dumnea ei o crimă, ci un drept, și ținea morțiș la acest drept al ei, rămânând senină și nedându-și seama că săvârșise ceva rău. Ea era isprava unui șir de generații crescute în credința netăgăduită și nezdruncinată că legea care îi îngăduia ei să omoare un supus atunci când poftea era cu totul dreaptă și întemeiată. E, ce să-i faci? Până și satanei trebuie să-i dăm ceea ce îi se cuvine când n-avem încotro. Așa că, într-o privință, și ea merita complimente și încercai să-i reprezint, dar cuvintele mi se potigniră în gât. Regina avea dreptul să-l ucidă pe băiat, însă nu era câtuși de puțin obligată să plătească pentru el. Aceasta era lege pentru alții, dar nu și pentru dânsa. Ea știa prea bine că făcea un gest frumos și mărinimos, răscumpărând moartea flăcăului, și se aștepta să o laud, așa cum se cădea, însă n-am putut, căci gura mi-a rămas încleștată. Nu puteam să-mi alung din minte imaginea bietei bunicuțe cu inima sfâșiată și nici cea a făpturei chipeșe și tinere, zăcând pe jos măcelărită în podoabele de mătăsuri și dantele împletite cu sângele-i tânăr. Cum putea plăti ea pentru paj? Cui să-i plătească? Și astfel, deși știam bine că femeia asta, cu educația pe care o căpătase, merita laude și chiar tămâieri, totuși eu, cu educația pe care o primisem la rândul meu, nu eram în stare să îi le aduc. Tot ceea ce puteam face era să găsesc vreun compliment care nu venea de la mine, ci din afara mea, ca să zic așa, și care, din păcate, spunea adevărul. Măria ta, supușii măriei tale te vor adora pentru așa ispravă. Era adevărat, dar numai puțin adevărat era că aveam de gând să o spânzur din această pricină într-o bună zi dacă mai trăiam. Unele din legile acelea erau prea rele, mult prea rele. Stăpânul își putea ucide sclavul pe degeaba, numai din ciudă, din răutate sau ca desfătare, așa cum am văzut că o făcuse capul încoronat de care-i vorba, cu propriul ei sclav, dar care putea fi oricare dintre supuși. Un gentleman avea voie să omoare un cetățean liber și plătea pentru el bani pe șin sau în natură. Un nobil putea ucide pe un alt nobil fără nicio cheltuială, dacă ne gândim la lege, însă trebuia să aștepte să fie plătit cu aceeași monedă. Oricine putea ucide pe cineva, cu excepția oamenilor de rând și a sclavilor, căci aceștia nu aveau niciun privilegiu. Dacă oamenii de rând și sclavii ar fi ucis, ei săvârșeau un asasinat și legea nu admitea asasinatul. Iude s-ar mai fi terminat cu acela care ar fi încercat asemenea experiență, precum și cu familia lui, mai ales dacă el ar fi asasinat pe cineva care făcea parte din rangurile ornamentale ale societății. Dacă un cetățean de rând cuteza să-i facă unui nobil măcar o zgârietură, a la Damiens,
care nu era mortală și nici nu durea, el primea totuși această pedeapsă ca și Damiens. Era sfârtecat de cai și toată suflarea participa la spectacol ca să facă glume pe socoteala lui și să petreacă. Cu aceste prilejuri, unele dintre cele mai simandicoase persoane o făceau lată rău, spunând lucruri atât de deșănțate și de netipărit ca cele tipărite de amuzantul Casanova în capitolul său privitor la sfâșierea în bucăți a trupului acelui biet și caragios dușman al lui Ludovic al XV-lea. Mi se făcuse silă de locul acela îngrozitor și doream să plec, dar nu mă lăsa conștiința. Ea mă mustra mereu, neîngăduindu-mi să uit un anumit lucru. Dacă aș avea putere să plămădesc din nou pe om, l-aș face fără conștiință, căci aceasta este unul dintre cele mai supărătoare daruri ale noastre. Și cu toate că face mult bine, nu se poate spune că până la urmă conștiința își dovedește rentabilitatea, ceea ce înseamnă că este preferabil să ai parte de mai puțin bine și, în schimb, să tragi mai multe foloase. Știți, asta e doar părerea mea și eu nu sunt decât un biet om. Alții, cu mai puțină experiență, vor fi gândind altfel. Fiecare are dreptul la părerea lui, dar eu știu una și bună. Mi-am scotocit conștiința an de-a rândul și în toate cele ce am pus la cale, ea mi-a adus mai multe ponoase decât foloase. Mi se pare că la început o prețuiam, căci așa suntem noi făcuți. Prețuim tot ce e al nostru. Și totuși, ce neghiobie! Dacă privim lucrurile din alt punct de vedere, ne dăm seama că e absurd. Mă rog, dacă aș avea o nicovală în mine, ar trebui numai decât să o prețuiesc? Vezi bine că nu. Iar dacă stai să te gândești bine, nu există nicio deosebire serioasă între conștiință și nicovală din punct de vedere al foloaselor aduse. Am constatat-o de mii de ori. Și unde mai pui că nicovala, ai putea să o dizolvi în acizi când ți-ar ajunge de nesuferit, pe când, pentru a te descotorosi de conștiință, nu s-a găsit încă niciun leac, în orice caz nu unul radical. Eu, cel puțin, nu cunosc niciunul. Mai aveam o dorință înainte de plecare, însă ea putea cășuna neplăceri și de aceea nu mă prea lăsa inima. Dacă vreți să știți, gândul ăsta m-a săcăit o dimineață întreagă. L-aș fi putut vorbi bătrânului rege, dar la ce bun? El nu mai era decât un vulcan stins. Fusese cutezător la vremea lui, dar acum mi se stinsese focul și nu mai era decât un august morman de zgură. Fără îndoială se arăta îndeajuns de amabil și de îndatoritor față de proiectele mele, dar nu îmi putea fi de niciun folos. Nu făcea nici cât o ceapă de gerată, așa zisul rege. Regina avea toată puterea și ea era un adevărat Vezuviu. Îți puteai face hatârul să scape de ger un stol de vrăbii, trimițându-le de dragul tău căldura trebuitoare și pe negândite ar fi fost în stare să profite de vreun prilej și să-și facă mendrele, acoperind cu lavă un oraș întreg. Totuși, am băgat de seamă că ori de câte ori te aștepți la cea mai mare belea, lucrurile nu ies chiar așa rău. Așa se face că mi-am luat inima în din și i-am expus măriei sale gândul ce mă frământă. I-am spus că mi se dăduseră puteri de pline pentru a cerceta temnițele, atât la Camelot, cât și în castelele vecine, și că aș dori, cu permisiunea ei, să-i vizitez colecția de vechituri și suveniruri, adică pe cei ținuți în tainițele temniței. S-a împotrivit după cum am așteptat. Totuși, în cele din urmă, a admis. Mă așteptam și la asta, dar nu așa repede. Aș putea spune că îmi redobândisem liniștea. Regina a chemat străjile, care au adus torțe, și cu toții coborârăm în temnițele care se aflau sub temeliile castelului. Mai toate erau mici celule scobite în stâncă tare și unele nu aveau deloc lumină. Într-una din ele am văzut șezând pe jos o femeie în zdrențe. Nu-ți răspundea la nicio întrebare. Nu scotea niciun cuvințel. S-a zgâit la noi, odată și de două ori, prin păinjenișul de păr răvășit, ca și cum ar fi vrut să se dumirească. Ce întâmplare stranie îi tulbura, prin zgomote și lumină, visul acela searbăt și fără rost care devenise viața ei. Apoi s-a închircit iarăși, strângându-și în poală mâinile năclăite de murdărie și nu mai dădu niciun semn de viață. Această biată adunătură de oase era, în aparență, o femeie între două vârste, dar numai în aparență, căci stătuse 9 ani în temniță și avusese 18 când fusese adusă acolo.
Era o fată din popor și fusese trimisă acolo chiar în noaptea nunții de către Sir Bruce Sunspit, un lord din vecinătate. Tatăl fetei era vasalul lordului și fata îi refuzase numitului lord, ceea ce se numea pe atunci le droit du seigneur. Ba, mai mult, ea se opusese cu violență la violență și făcu să curgă o picătură din sângele aproape sacru al lordului. Atunci, tânărul soț interveni, crezându-și mireasa în primejdie de moarte și îl a zvârlit cât colo pe nobilul domn, care astfel se pomeni în mijlocul nuntașilor din sala de primire. Aceștia îl priviră umil și îngroziți și îl lăsară acolo, năucit de această ciudată primire și cumplit de înveninat împotriva mirelui și miresei. Numitul lord, știindu-și temnița tixită, îi ceruse reginei să găzduiască pe cei doi criminali și de atunci rămaseră ei în această bastilie a reginei. Nici nu trecuse un ceas de la săvârșirea crimei și ei au și fost aduși aici, iar de atunci nu s-au mai văzut niciodată. Și dau vârâți în gaură de stâncă, asemenea unor broaște râioase. 9 ani stătuseră în bezna adâncă la câțiva pași unul de altul, fără ca unul să știe măcar dacă celălalt mai era în viață. În primii ani, fiecare din ei întreba cu rugăminți fierbinți și lacrimi, doar atâta. El mai trăiește? Ea mai trăiește? Cu timpul ar fi mișcat poate și pietre, dar inimile nu sunt pietre. N-au primit niciodată vreun răspuns și cu vremea n-au mai pus întrebări. Nici întrebarea asta și nici vreo alta. După cele aflate, am dorit să-l văd și pe bărbat. Avea 34 de ani, dar părea de 60. Ședea pe un bloc de piatră pătrat și mormăia, numai el știa ce, ținându-și capul în piept și sprijinindu-și coatele pe genunchi. Părul lung îi atârna peste obraz ca niște ciucuri. Își ridică fața spre noi, ne măsură încet cu o privire tristă și fără vlagă, pâlpâind ca o torță gata să se stingă, apoi își aplecă iar capul, mormăi ceva și nu ne mai duă în seamă. Am putut desluși câteva mărturii fără glas, dar de un tâlc mișcător. La încheieturile mâinilor și la glezne se vedeau cicatrice și urme de răni, iar împlântat în piatra pe care ședea era un lanț cu cătușe, dar acest instrument zăcea pe jos fără niciun rost și îl mâncase rugina. Lanțurile nu mai sunt trebuitoare odată ce prizonierul și-a pierdut mințile. Zadarnic am încercat să-l trezesc pe bietul om. Atunci mi-am zis că ar fi mai bine să-l ducem să o vadă pe ea, mireasa, care odată îi fusese cea mai dragă ființă de pe lume. Întruchiparea rozei și a mărgăritarului, domnița de rouă, minunea minunilor, opera desăvârșită a firii, cu ochii fără seamăn, cu glas neasemuit, numai gingășie, tinerețe și frumusețe, cum nu au, zicea el, decât zânele din vis și încolo nimeni. Mi-am zis că, dacă o va revedea, sângele stătut îi va zvâcni iarăși, iar privind-o. Dar ce dezamăgire! Șezură jos unul lângă altul și își priviră o clipă chipurile cu o vagă mirare, cu un fel de curiozitate dubitocească. Apoi fiecare uită de celălalt și își aplecă ochii. Simțeai că iarăși oroaselă razna și rătăceau prin vreo îndepărtată țară de vise și umbre despre care noi nu știm nimic. Dădui ordin să fie scoși afară și trimiși la prietenii lor. Reginei nu i-a prea plăcut. Nu pentru că i-ar fi știrbit autoritatea, ci pentru că socotea faptul ca o lipsă de respect față de Sir Bruce Sunspit. De-al minterea, i-am dat asigurări reginei că dacă numitul lord nu va înghiți hapul, îl voi face eu să-l înghită. Am dat drumul la 47 de deținuți din aceste îngrozitoare găuri de șobolani și lăsai numai pe unul să rămână închis mai departe. Acesta era un lord care ucisese pe un alt lord, un fel de rudă a reginei. Celălalt lord îl pândise ca să-l omoare, dar tipul ăsta îi venise de hac și îi tăiase beregata. Totuși nu pentru fapta asta l-am lăsat mai departe în temniță, ci pentru că distrusese din răutate singura fântână publică a unuia din nenorocitele lui de sate. Regina voia să-l spânzure pentru că îi ucisese rubedenia, dar eu nu i-am îngăduit. Nu era nicio crimă să omori un asasin, i-am spus, însă că îi îngădui să-l spânzure pentru faptul de a fi stricat fântâna. Dar atunci regina a hotărât să o lăsă în baltă. Mai bine așa decât altfel. Vai și iar vai.
Pentru ce fapte neînsemnate fuseseră întemnițați cei mai mulți dintre cei 47 de bărbați și femei. Ba unii se găseau acolo fără nicio vină precisă, ci numai pentru a satisface ura cuiva. De cele mai multe ori nici nu era vorba măcar de ura reginei, ci de a vreunui prieten de-al ei. Parem crima celui mai proaspăt deținut era doar o simplă remarcă ce-o făcuse bietul de el, și anume, se apucase să spună că, după părerea sa, oamenii sunt cu toții cam la fel și nici unul nu-i mai grozav ca altul, dacă nu ți-ai seama de haine. Era de părere că dacă ai descuia pe toți oamenii din țară și ai trimite un străin în mijlocul lor, acesta n-ar putea deosebi pe rege de un șarlatan care face pe medicul sau pe un duce de un hangiu. După câte se părea, aveam de-a face cu un om al cărui creier nu se focuse încă piftie datorită unei educații neghioabe. Îi dădui drumul și îl trimisei la fabrica de oameni. Câteva din celulele săpate în stânga zdravână ajungeau până la prăpastie și în fiecare din ele se scobise câte o deschizătură ce da pe afară. Astfel, pușcăriașul căpăta mângâierea unei firave raze a binecuvântatului soare. Cazul unuia dintre acești bieți oameni era deosebit de mișcător. Prin gaura din partea de sus a celulei, făcute în uriașul perete stâncos, el putea zări propria lui căsuță, departe, în vale, și timp de 22 de ani a tot privit-o plin de dor și cu inima zdrobită. Vedea luminile în timpul nopții, iar ziua, siluete nedeslușite de oameni, intrând și ieșind din casă, desigur soția și copiii săi, sau măcar unii din ei, căci nu-i putea desluși la o asemenea distanță. În decursul anilor zări câteva sărbători acolo și căută să se bucure și el, întrebându-se dacă erau nunți sau ce anume. Dar a mai zărit și mormântări care i-au sfâșiat inima. Era în stare să deslușească forma unui coșciuc, dar nu-și putea da seama de mărimea lui, astfel că nu știa dacă îi murise soția sau vreun copil. Putea zări și cortegiu funebru cu preoții și lumea îndoliată îndepărtându-se solemn și ducând mai departe taina. Omul lăsase acasă 5 copii și nevastă și, în timp de 19 ani, văzuse 5 înmormântări și niciuna în destul de sărăcăcioasă ca să fi fost a vreunui slujitor. Deci pierduse 5 odoare și mai rămase doar unul, acum și mai scump și mai drag, însă care? Soția sau vreunul din copii? Iată întrebarea care îl chinuia zi și noapte, fie treaz, fie în somn. Ei, bine, faptul că ai o preocupare și o licărire de lumină când te afli în temniță, îți întărește trupul și te ferește să-ți pierzi mințile. Omul se ținea încă destul de bine. După ce i-am ascultat înfiorătoarea poveste, am încercat aceleași simțăminte ca și dumneata, cititorule, dacă ești un suflet căruia nu-i lipsește obișnuita curiozitate omenească. Adică ardeam de nerăbdare, ca și dânsul, să aflu cine mai rămase în viață din întreaga familie. Așa că ne-am dus amândoi la el acasă și amândoi am avut parte de un fel de uluitoare petrecere cu surprize. Ce taifun și ciclon de bucurie frenetică! Ce niagară de lacrimi fericite! Vă jur pe cea mai scump că am găsit în viață pe tânăra de altă dată, acum o matroană, încărunțind în pragul jumătății ei de veac, iar pe copilașii de odinioară, bărbați și femei în toată firea, unii chiar căsătoriți și ducând la rândul lor viață de familie. Niciun suflet din tot neamul nu murise. Luați aminte ce drăcească fusese născocirea reginei. Deoarece nutrise o ură neîmpăcată față de bietul om, ea înseși pusese la cale toate mormântările acelea pentru a-i sfârteca inima. Iar cea mai grozavă lovitură de maestru a fost că a înscenat o mormântare mai puțin față de numărul total al membrilor familiei, lăsându-l pe bietul om să-și chinuiască mintea, încercând să ghicească în fel și chip care din odoare îi mai rămăsese în viață. Dacă n-aș fi fost eu acolo, omul n-ar fi ieșit niciodată din temniță. Madame Morgan Le Fay, regina, îl ura din adâncul rărunchilor și nu s-ar fi înduplecat nicicum. Și totuși, el își săvârșise crima mai mult din ușurătate decât din vreo răutate voită. Se apucase să spună că regina are păr roșcat. Ei da, avea. Dar nu se vorbește în felul ăsta. Când persoanele cu părul roșcat sunt de rang înalt, se spune că părul lor este acaju. Închipuiți-vă, printre cei 47 de deținuți erau
cinci ale căror nume, delicte și date ale îndemnițării nici nu se mai cunoșteau. O femeie și patru bărbați, toți gârboviți, zbârciți și cu mințile zburătăcite ca ale patriarhilor. Mai că uitaseră ei înșiși aceste amănunte. În orice caz le rămăseseră foarte vagi amintiri despre trecutul lor. Nimic precis. Niciun fapt pe care să-l fi putut spune de două ori la fel. Pusteria de preoți care se perindaseră pe la închisoare, cu misiunea de a se ruga zilnic la oaltă cu pușcăriașii și a le aminti că Dumnezeu îi adusese acolo în cine știe ce scop înțelept și care îi învățaseră ca tot puternicului place să vadă pe cei supuși mai marilor lor dovedind răbdare, umilință și neîmpotrivire în fața împilării. Preoții aceștia păstraseră unele vești despre bietele epave omenești, dar nimic mai mult. Aceste vești, transmise de la unul la altul, ca niște tradiții, erau foarte sumare, pentru că încă te încunoștințau despre durata întemnițării, dar nu și despre specia delictului. Și chiar cu ajutorul acestor tradiții orale, păstrate de preoți, nu puteai dovedi decât că nici unul dintre cei cinci pușcăriași nu văzuse lumina zilei timp de 35 de ani. Câtă vreme nu o văzuseră și mai înainte, asta nu se putea nici măcar ghici. Regele și regina nu știau despre aceste ființe nenorocite decât că erau niște vechituri moștenite, niște bunuri pe care le căpătaseră odată cu tronul, de la o firmă precedentă. Nimic din trecutul acestora nu fusese transmis odată cu persoana lor. Așa că moștenitorii le-au considerat niște obiecte fără valoare și n-au manifestat niciun interes față de ei. Am întrebat-o pe regină. Dacă e așa, atunci de ce nu le-ați dat drumul? Întrebarea o sfredeli ca o enigmă. Nu știa nici ea de ce. Niciodată nu-i trecuse prin minte așa ceva. Și iată că, în felul ăsta, chiar ea, fără să-și dea seama, lămurea adevărata poveste a celor întemnițați ai castelului ei. Era limpede pentru mine că, datorită educației ce-o primise, regina s-o cotise pe acești pușcăriași nici mai mult și nici mai puțin decât o simplă proprietate, iar când moștenim o proprietate, nu ne vine să o lepădăm, chiar dacă nu facem niciun caz de ea. Zău că ați fi avut ce privi, când scosei la aer în lumina orbitoare a soarelui după amiază, acest alai de oameni lilieci. Avusesem grijă să-i leg la ochi ca să le cruț vederea atâta amar de vreme ferită de chinurile luminii. Parcă erau niște schelete sau sperietori, niște duhuri necurate sau momâi înspăimântătoare. Iată cele mai legitime odrasle ale monarhiei care domnea prin grația lui Dumnezeu și a bisericii oficiale. Am mormăit distrat. Tare aș vrea să-i fotografiez. Ați întâlnit desigur soiul acela de oameni care nu admit în ruptul capului că nu cunosc înțelesul vreunui cuvânt nou și important. Cu cât sunt mai neștiutori, cu atât sunt mai siguri pe ei și pretind că nimeni nu-i întrece. Regina făcea și ea parte din tagma asta și de aceea își dădea întotdeauna împetic. Șovăi o clipă, apoi deodată fața ei se lumină, în semn că înțelesese despre ce-i vorba și mă asigură că de hatârul meu o va face și pe asta. Am zis ei, păi ce știe ea despre fotografie? Dar nu era un moment prielnic pentru meditații. Când mă uitai împrejur, o văzui luând în topor și îndreptându-se spre cei gata să o pornească în coloană. Ce era să mai spun? Într-un cuvânt, originală ființă mai era și doamna Morgan Le Fay. Multe soiuri de femei văzusem în viața mea, dar ea le întrecea pe toate împărobațele ei. Întâmplarea asta era nespus de caracteristică pentru felul ei de a fi. Se pricepea la fotografie cum mă pricep eu să fiu mitropolit. Dar, stând la îndoială, ca să meargă la sigur, făcu ceea ce numai ea ar fi fost în stare, anume, încercă să fotografieze cu un topor. Dacă vă este pe plac conținutul acestei pagini, nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube, apăsând butonul roșu de abonare ca să primiți de fiecare dată o notificare când apare un video nou. De asemenea, în comentarii aștept sugestiile dumneavoastră legate de ceea ce v-ați dori să cuprindă acest canal. Toate înregistrările acestei pagini sunt din domeniul public.